Ce faceți, prieteni? Sunt Angel și astăzi vom vorbi despre C.T. Fletcher. I command you to grow. And when I say grow, motherfucker, you have no choice. You have no option. You must grow. Fuck your excuses. Fuck your goddamn excuses. They are worthless to me. They are meaningless. This is your wake-up call, motherfucker. This is your week to make it happen. Wake up, the Hercules in you! Haideți să începem cu câteva date. S-a născut în 1959, are 1,80 și alternează între 102 și 106 kg. De 3 ori campion mondial la împins la piept. De 3 ori campion mondial la flexii cu bara Z stricte. A împins la piept 300 de kg, ceea ce este impresionant. A crescut într-o familie foarte săracă cu un tată foarte sever. Din câte a spus, disciplina extremă ar fi un cuvânt prea slab pentru a caracteriza modul în care am crescut. La vârsta de 12 ani s-a angajat la benzineria locală. Repet, la vârsta de 12 ani. Cu toate acestea, își iubea jobul deoarece scăpa de tatăl lui și de abuzurile lui. Gândiți-vă că noi ne plângeam dacă ne lovim la genunchi la vârsta aia. Nu a stat foarte mult la acel loc de muncă deoarece tatăl lui l-a obligat să vină cu el la biserică să-l ajute, acesta fiind pastor. Destul de ironic, nu? La vârsta de 18 ani a plecat de acasă pentru că atunci era legal și s-a înrolat în armată. În armată l-au trimis în Germania. Vi-l închipuiți pe C.T. Fletcher în Germania? Fuck you. And fuck you. În Germania a început să învețe karate, avându-l ca idol pe Bruce Lee. În 1979 și-a dat al doilea grad la centura neagră, deci a ajuns la stadiul în care te omoară cu degetele la picior. După ce a terminat cu armata, s-a întors în SUA, unde s-a angajat la poștă, adică pe bune, un fost soldat cu gradul 2 la centura neagră s-a angajat la poștă. Tu îți dai seama ce pățeai dacă refuzai vreo scrisoare? A început să concureze în culturism la nivel local. În majoritatea competițiilor ieșea în top 3. Între timp a observat că este și foarte puternic. Pe măsură ce mânca mai mult, începea să crească în forță și mai mult. Problema era că acele calorii pe care s-a decis să le adauge în dietă pentru a crește în forță nu veneau din surse sănătoase și dieta lui arăta cam așa. Între 6 și 8 dublu cheeseburgeri de la McDonald's pe zi, 12 ouă crude și foarte multe shake-uri cu proteine. Adică vă dați seama unde poate duce o astfel de dietă. Toate bune și frumoase, în 2001 deja avea probleme cu sănătatea, avea colesterolul foarte ridicat, tensiunea foarte mare. Cu toate acestea, dacă stați și vă gândiți, l-a ținut un pic. Adică prin 79 era în armată, dădea, făcea karate, după aia când s-a întors, deci tot să zicem, de prin 85 până prin 2001 l-a ținut un pic. În 2005 a fost dus de urgență la spital pentru a avea o operație foarte complicată pe inimă. În timpul operației, practic, a murit de 3 ori, adică a rămas de 3 ori fără puls complet. Momentan are în inimă o valvă mecanică care spunea el că ticăie, ceea ce este foarte deranjant în momentul în care ești singur noaptea și auzi ca un fel de ticăit și știi că vine din interiorul tău. După operație și-a petrecut următoarele luni în spital și acolo spunea că un doctor l-a motivat practic să revină. La modul că a intrat un doctor în salon și spune: tu ești C.T. Fletcher, da? Campion mondial, nu știu ce, nu știu cum? Și el a ridicat așa capul și zice: da, faci. Ce s-a întâmplat cu tine de a ajuns așa rău? Că atunci este ca și cum l-a stârnit așa și de atunci a vrut să revină. Era destul de ciudățel așa, adică nu avea un plan de antrenament nici măcar orientativ. La modul că intra în sală, putea să facă astăzi, hai să facem 50 de repetări, hai să facem o repetare cu cea mai mare greutate. A spus că avea antrenamente unde făcea un singur exercițiu până nu mai putea să facă nicio repetare. Adică la modul, intrăm, hai să facem flexii cu bara la biceps. Ok, câte facem? Până nu mai putem. Până nu mai putem ce?
până nu mai putem să ridicăm mâinile. Gata. A spus că a vrut să aibă cele mai mari brațe din cartierul lui și timp de un an de zile, în fiecare zi, la modul că chiar în fiecare zi, adică și de ziua lui și de Crăciun, s-a dus la sală să facă brațe. Evident, a făcut și celelalte grupe cât de cât pe lângă, dar totuși în fiecare zi a făcut brațe. Motoul lui este "Is still your motherfucking set." Probabil dacă ați văzut vreo poză sau ceva cu el, trebuie să aibă un fes sau un tricou cu prescurtarea de la această propoziție. Vlad Iudin, care este producătorul Generation Iron, a făcut și un documentar care se numește My Magnificent Obsession cu City Fletcher, care în opinia mea este destul de slăbuț. Adică mă așteptam, deci numai după nume, i-a dat un nume așa super interesant și mă așteptam să fie ceva mai interesant. Dar nu, a fost ca un fel de vlog, așa, un fel de vlog făcut mai bine, care a durat o oră 40. Îl puteți viziona, merită văzut pentru că intri mai mult în viața lui City Fletcher, dar este mult spus documentar. Mie mi se pare ciudat că parcă are două personalități, la modul că dacă vezi orice fel de videoclip, nu știu, filmare, înregistrare cu el din afara sălii, este un om atât de liniștit și atât de normal, vorbește atât de calm și lent și așa mai departe. Look at that old guy, what do he know? Old beat up guy from the streets of Compton, felon, what does he know about motivate people? Apoi dacă vezi un clip cu el în sală, deci ești gelos pe corzile lui vocale, la modul că țipă, înjură, este altcineva. But ordinary! I don't wanna be ordinary! Fuck mediocrity! I don't wanna be mediocre! Curl! Curl! Woo! Curl! 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 To me, Papa! Curl that fucking shit, damn fucker! The goddamn African rhino! Endangered species! Ain't one motherfucker left on the planet and he and this dip curling his ass up! Prin asta practic s-a făcut celebru, pentru că a apărut pe YouTube acum mulți ani. Era el împreună cu Mike Rashid și practic erau în situația, cel puțin City Fletcher, era în situația în care era greu cu banii de mâncare. Și a zis, mă, hai să ne filmăm și noi cum ne antrenăm aici. Venise cineva care auzise de el și l-a învățat treaba asta cu YouTube-ul și așa, și l-a ajutat să-și facă un canal, l-a filmat inițial și așa mai departe. Și pur și simplu ei filmau cum se antrenau, ei așa se antrenau, țipa unul la altul și chestii de genul ăsta și a prins, pentru că era ceva diferit. Adică pe atunci erau foarte puțini pe YouTube făcând antrenamente și genul ăsta și a venit City Fletcher, cum răcnea și așa mai departe, a fost destul de motivațional, să zic așa. Acum a ajuns la 1,2 milioane de abonați pe YouTube, deci se pare că a mers destul de bine. Între timp și-a deschis și o sală. Practic este numele lui pe sală, dar s-a ocupat fiul lui de echipament, de organizare, de acte și așa mai departe. El doar a zis, este sala mea și aici ne antrenăm. Dar a devenit o franciză între timp, se numește Iron Addicts și a mai deschis Mike Rashid împreună cu nu știu cine, a mai deschis în Miami o sală de genul ăsta, doar că în opinia mea nu au nicio legătură, adică sala lui City Fletcher este genul ăla old school, cu greutăți din metal, vai de capul lor, care zdrângăne, cu bănci rupte și așa mai departe. Și sala lui Mike Rashid cred că are undeva de câteva milioane de euro investiție, unde tot echipamentul este nou, lucește, totul este frumos, dar în schimb este același nume. Momentan este într-o cumpănă așa pe partea asta de sănătate, pentru că are nevoie de un transplant de inimă și spunea că pentru a avea acel transplant cineva trebuie să moară, pentru că evident nu poți să iei inima de la cineva decedat, nu? Și se împacă destul de greu cu gândul acesta și chiar și dacă ar primi inima pentru transplant, este o operație destul de complicată pentru vârsta lui și pentru problemele pe care le are și le-a avut, încât este oricum foarte riscantă operația și s-ar putea să nu facă față. Noi sperăm să fie ok, pentru că este o persoană importantă în lumea fitness-ului și a reușit să motiveze o grămadă de oameni. Cu acestea fiind spuse, îi dorim domnului City Fletcher sănătate! Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles, nu uitați de like, nu uitați să vă abonați și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!